Ordenul Batârul Harahnic. Doamne, ce aranic te dai, n-ai ce mânca la casa mea! Vrei să te bușească cei îndrălăi prin hovăt? Acum se desparte! A adus vreunul dintre voi clopot? Nu, credeam că ai să duci tu talanda. Am uitat acasă. Ce-a făcut tatu harabnic? Harabnic? Era să-mi ia ciubotele, dar mi-am scapat cu berșuca asta de fost. Dar voi ce ați adus? Eu? Nică. Eu nici atâta. Eu la fel. Știu că nu sunt blanc cu plugușorul cu mâine regoare. Bine, pentru că îmi tați prin cele podă, dar ați găsit voi ceva obiecte care să aibă de a face cu rată. Ia să vedem. Eu i-am sepelit mamei bătrânul cu berciug. Eu am luat cărceia cu trăjale. Și cu berșuca mea, tot am scris pe aici. Ia ca bani, doaca. Hai să pornim de la casele mamelor, să luăm de la o popă o șlobană din capul satului de sus, căci avem de gând să umblăm tot satul. De-abia s-a culcat găinile și voi a început de alta să le aflăbrete maților. Sănătare! Că urs, ușă păcli, și tăi mai popă o șlobană. Ai, măi băieți, să-i ziceam și noi, cum zic toți plugare pe la casele ce noi primesc. Drele și podele și bureți și pareți, cât îi veni și cocoși, atâția copii vârduși. Ei, amu, ce faci? Ei, amu, ce faci? Hai să trăim pe Vasilianețe. Hai, măi, băieți. Aho, copii și frați. Vai, aprinde mai focul să vă atinge. Dar cum se cheamă asta? În obrazul cui vă învățați? Eu încă n-am dat cola și în cuptor, dar voi v-aș răpărni cu hăitul. Că bun pocinou că mai foșai asta. Încă una, două de astea și ne scot oamenii afară din sac, ca finește la ea. Mai bine să mergem la culcare, că suntem prevegiți de frig și hămesiți de foame. Stați un pic, am o idee care să ne încălzească pe tot. Să mergem cu uratul la personajele mele. Care personaj? Capra cu trăie, capra cu trei nori, fata babi și fata moșneagului. Cine mai sugeastă? Nu le cunosc. Sunt personajele din poveștile pe care le voi scrie eu când voi crește mare. Măi, Nică, tu ai pierdut iar atâta frig. Mai bine du-te și te fugă, nu vezi că ai ureț? Ba, nu ai ureț. Când voi crește mare, voi crea în mulește al meu imaginar cu personaje mai reale decât popoul șlobanul și nevasta lui Vasile Anete. Măi, Vere, nu te supăra, dar cărțile nu se scriu de către negustori, de către fiii de negustori, de sumane, dintr-o oarecare sac moldovenesc. Baharul scrisului, ca orice dat spiritual, când vine la om, nu-l întreabă ce profesie au părinții săi. Mă duc la mătușă Smaranda să-i spun că fiul ei a nebunit. Stă la răscrucea drumului și se visează mare autor. Un fiu de negustor trebuie să gândească la sumane și pădure, nu la cărți. Auzi tu, împlinulești imaginar personaje mai reale ca cele din satul nostru. Ce ești tu, Mogoroge? Iată, tu vei deveni un negustor de sumane, dar eu, Nică, voi fi scriitor de numă oarecare și de tale mondială, după ce dă la masă literatură universală alături de Anderson, Grimm și Perală. Eu mă duc în pădure ca să mai aduc ceva de-a mâncării, dar voi să nu deschideți ușa la nimeni până nu veți auzi glasul. Eu am să vă spun așa, trăiesc, cucuiesc, ușa mă vedescuiesc, că mama va aduce vouă când de multe lapte sute lapte tale. În finale mă lăiești ca trăiesc, loc de profesor suror, ca și lumea, dragi mami. Dar noi, cumnaților, nu ne pregătim să primim urătorii. Dar când ne vedem o muncă, nu așa mare de capul nostru. Eu am mai că doarme. Nu căutam că hurăiește o muncă de la cea făcut nostru neadului, cu care vedem tot ce facem.
toate pururile deschise al sacrii noastre, îi din carton de la o cutie de biscuiți. Așadar, la treabă, fetelor, să facem și noi rebelion. Atacar, nu ascultă deloc. Iucenic, e linșit, stă-i rău, alungă de acasă. Trebuie doar la slujbă undeva, că nu-i chef să mai trăi. Face doar să-l mărărească și pe fata mea, mitifică. Acum credeți că născând în personajele mele vor învăța copiii să citească, să gândească lumea în imagini, să vede bine temele aici. Capra cu trei ei, capra cu trei nori, fata babii și fata mocneanului vor învăța copiii să citească, să gândească. Că lumea în imagine se arată de metențele ei. Sacra cu trei nori, fata babii și fata moșneagului, vă trăiera întreg globul, vă vin în toate limbile lumii. Și baba. Și baba. Ia uzi. Și popo șoban. Popo șoban care a aruncat în mine cu scurtătură. Și el, că unii, cursuri și păcleșuți s-au lătat în ațile. Și baba asta care știu că ești ușnicăjuște în urorile, va vorbi și ea limba franceză, să zicem. Firește, ba, soacre rele și franceză. Și ei se vor amuza pe seama unei din România care a învățat în urorile minte. Prin urmare, eu își văd drept cu scriitorul care va crea aceste personaje. Da, mai bine. Atunci, mai băieți, să mergem să le urăm pe cinstitele personaje ale vărului meu mică. Să mergem. Hai. Mamă, vine la fără. Ce mai fac, mamă? Deci, iată pe cel de colegi despre care vrei spus că o să scrie o poveste despre noi. A, Viitor Ion Creangă? Chiar ea. Asta e un mare cinstit dragul, mami. Să vină autorul curat pe la personajele tale. Primiți cu urată? Primim, primim! Aho, aho, copii și frați, stați cu cei și numănați, la casa ta prebrăzdați, cheieză cu coieză urat, hai și mai urat, băi! Hăi, hăi! Anul ăsta care vine să vă aducă numai bine, cheieză să fie cu mincior, de mamă ascultător, să nu sară până în grindă la lup, urs să nu deschidă, școala să o frecventeze și profesor să-i stimeze, să primească note mari, la anul și la mulți ani. Vă da proști, dragă capră. Mulțumesc, Nică, că nu mi-ai ocolit casă. Dumnezeu să-ți dea sănătate și să-ți dea sănătate și să mai vii și pe la anul cu ceartă de hăitură. Am să vin, numai decât. Sănătate! Sănătate! Primiți cu uratul? Primiți. Înțelăiește, profesorul se pornește și începe a brăza de la tot mai trei norori alăra. Hai să mai mărați, măi! Hăi, hăi! Anul ăsta care vine să vă aducă schimbări în bine, baba limba se scurteze, până și promicșoreze, nororile să se emancipeze, iar cea mică peste el se vegheze. Hai să mai mărați, măi! Hăi, hăi! Dumnezeu să vă dea sănătate la toți, iar ție, Nică, îți dau colacul cel mai mare pentru că tare îmi place cum m-ai zugrăvit în povestea ta. Da, mie nu-mi place deloc. Cum a găsit să zică ca să o hârcă de babă, iar pișorii mei îți place mici. Dar voi chiar așa ești, mămucă, și Nică va fi un scriitor realist, chiar dacă va scrie povești. Ei, că ne uitam, mereșteu, i-a ieșit realismul pe ori. Caghioană, Olivia nu știu. Ia să-l mă mâncă. Care-i bucosul cu poveștele? Eu? Acuși îți dau în mereșteu și-ți trece doar în povești. Știți, bineșor, mamă, soacră, că tu nu ești decât un personaj literar și nu poți să ne supapuci imaginația scriitorului, așa cum îți țin urorile. Scriitorul te zugrăvește cum vrea el. Eu îmi zugrăvi cu greșteu, că v-am zugrăvi cum vreau eu. Dar cum ai vrea să zugrăvească, mamă, soacră? Cum? Așa cum sunt. Bună, da, mică și bine cum urori. Ei, așa se poate zugrăvi doar un scriitor mediocru? Este deloc sensibil la suferințe.